Suntem în atelierul lui Cean Gogu Craiu, care pregătește o expoziție, dar prilejul e bun ca să vadă lumea condițiile în care lucrează un artist, în cazul nostru un artist experimental, unul dintre puține experimentaliști de la Piatra Neamț, o să discutăm despre lucrul ăsta. Bine te-am găsit! Bine ați venit! Spune-mi, cum te simți în cămăruța asta, de cât are? 2 pe 3? Așa, 10 metri pătrați. Adică 10 metri pătrați, puțină, cât dădea Ceaușescu unui... Da. E ok, în sensul că, bine, e ok din punctul meu de vedere că e un fel de retragere interioară a atelierul. Obligat, obligat. Mi-ar place, într-adevăr, o hală mare unde să pot să... mă desfășor, să lucrez pe format mare. Pe... Da, știi de ce te întreb și sunt interesante introducerile astea la expoziții, fiindcă despre expoziții o să vorbim. Pentru că lumea vede la vernisaj, galeria, vede simeze, pronunțul finit, frumos, interesant, dar în spate, în ce condiții lucrează artistul? Da. Asta nu prea să știe, la Piatra Neamț sunt alte locuri în care artiștii, sigur, au spațiile pe care și le doresc. Corect, așa este. Dar ți ajunge spațiul ăsta? Te-ai obișnuit cu el? M-am obișnuit, de ajuns să... Repet, mi-ar place o hală. Să fac tot fel de experimente, de lucrări pe format mare. Am format mare. Păi asta vreau să te întreb. De 2 pe 3, dar unde să le pun? Dimensiunile astea mici pe care le constat eu de multă vreme, pe care lucrează artiștii noștri, sunt impuse și de atelier, nu numai de cumpărător care are și el un apartament mic, n-are vilă, palate și așa mai departe. Absolut. Dar și artistul lucrează. Păi dar la 3 metri pe 2 n-am cum să scot lucrarea pe ușă aici. Nu, n-ai cum să o vezi, să faci 3 pași în urmă. Asta nici nu mai spun de lucrat. Da, îți trebuie o anumită distanță să privești în întregime, că practic așa se lucrează. Da. Până la urmă, atmosfera, dacă te-ai obișnuit cu ea, începe să devină interesantă și densă, că ai amintiri pe aici. Eu sunt sigur că ai paletele unor arți artiști. Da. Le-ai colecționat. Nu le-am colecționat întâmplător sau de dragul de a colecționa. Într-adevăr, eu sunt un colecționar de amintiri. Practic, pentru că noi cu asta rămânem, nu rămânem cu nimic, nu luăm cu noi absolut nimic. Dar amintirile sunt frumoase, trăirile printre artiști, trăirile printre semenii tăi, sunt lucruri foarte... care țin și asta îți ține și moralul și psihicul intens, tot timpul. De-aia, artiștii adevărat, îmbătrânesc foarte greu, pentru că spiritul, spiritul lor rămâne... Dar pe lângă palete ai și uite, pietre, fel de fel de obiecte. Da, în primul rând, paletele, asta vreau să spun, că n-am terminat cu paletele. Paletele au poveste. În afară că au poveste, nu sunt puse întâmplător. Tot timpul mă uit la fiecare artist cam stilul. Da. De amestecurile... Bun, chestiune de cromatică, exact, în primul rând. Da. Exact, da. Îmi pare rău că am o paletă, paleta de lemn. Da. A doua din... Așa, a doua care e mai puțină culoare pe ea. Nu am culoarea pusă de maestru Trăiestariu, tata lui Mihai. Da. Trăiestariu, care a fost un pictor extraordinar din punctul meu de vedere. Avea o paletă foarte, foarte interesantă. Așa am primit-o și eu moștenire, fără culoare pe... În fine. Da. Și mă mai inspiră când rămâi, când faci un te gândești un ce culoare ar fi trebuit să fie acolo. Da, când ai un blocaj, așa... Stau, iau o pauză și mă uit la paletele maestrilor și imediat îmi vin idei. Asta e și în artă, dacă nu ai idei, degeaba, nu e artă. Ok, dar când te uiți la... Montenegro. 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 Da, sunt... La piatra asta? Da.
Sunt, nu numai mă uit, aici o poveste întreagă. Se răscolește altă. Aici jos am un dulap făcut, construit de bunicul meu, cum vă spuneam mai devreme, care pe lângă civicultură îi plăcea foarte mult tâmplăria. Și este un dulap construit de bunicul meu și pictat de bunica mea, maestra Tereza Gogu. Iar în interior, că aici vreau să ajung, apropo de pietre, în interior am câteva piese de pe unde am reușit, de pe unde am reușit să ajung eu prin lumea asta. Piese marine, piese pietre, pământ, scoici, apă, de undeva din adânc, de exemplu, aceasta este o apă adusă dintr-un izvor de sub Sfântul Arhanghel Mihail, care este în insula Tasos. Și nu întâmplător le-am luat sau neapărat că colecționez așa ceva, le introduc în pictură, apropo de, despre experiment. Am primit moștenire, un mojar de la bunica mea, unde își prepara culorile, că artiștii adevărați pe vremuri nu găseau culori, dar inventau ei, adică puneau pigment, amestecau și... Apropo de secretele care da. Mai stau în spatele, că astăzi cam toată lumea vrea să știe tot. Absolut, absolut. Da, și în acest mojar eu îmi prepar cu apă de la Carlovi Vary, din... extrazi acolo, deci luat, pus în pământ, de exemplu, de pe la cetăți, am de pe unde am fost. Bun. Așa. Plante și le amestec și le pun în culoare. Probabil că bunele se vor în timp vor lucra și nu știu. Exact, se mai oxidează și mai și schimb, da. Cu elemente marine, elemente de pe coasta dalmată, adică am tot felul de și sunt și amintiri de pe unde am fost. Pare un ritual magic. Da. Mi s-a mai spus că tu nu ești pictor, ești alchimist și da accept. Interesant. Accept să mi se spună alchimist al picturii. Corect. Să știi că, uite așa, Victor Brauner, știi că culegea pietre și a inventat pictura în ceară, tot căutând fel de fel de materiale în exilul ăla de la Marsilia, da. Timpul războiului. Da. Deci se întâmplă în biografia artiștilor lucruri din astea? Se întâmplă pentru că eu asta consider un artist în adevăratul sens al cuvântului, mereu caută, mereu experimentează, mereu tot timpul ai, eu cel puțin din punctul meu de vedere am foarte multe idei. Mie mi-ar trebui vreo 3 vieți ca să pun în practică ce idei am până la nivelul ăsta, până acum. Eu repet mereu la vernisaj de o bucată de vreme problema artistului cu limbajul și cu uneltele. Asta e problema lui. Povestea tabloului, asta e altceva. Prima lui problemă e tot timpul înnoirea limbajului. Da. Da. Păi, cu ce lucrează, cum rezolvă? Tehnica, problema este în felul următor. Tehnica se învață, o înveți. Cadru. E clar, cadru tehnic. Detaliile și chestiile personale, după aia le descoperi. Astea le descoperi, le inventezi. E o cercetare până la urmă. Exact. Deci, creația asta, pentru mine, lumea crede că e o inspirație, e și așa ceva, dar e o muncă de cercetare. Permanent. Absolut. Tot m-au rugat cei de la facultate de la Iași, doamna rectoră Tatiana Simionescu, să vin să fac doctoratul, pentru că am avut o teză foarte interesantă despre educația non-formală. Pentru mine doctoratul este o continuă mișcare. Deci eu cred că până la sfârșitul vieții ăsta e practic un doctorat. E o sinteză a ce ai făcut, să o comunici altora. Corect. Pentru tine deja lucrurile spus deja... deoparte. Exact. Și munca mă refer la munca de cercetare. Munca de cercetare este continuă.
Da. Deci continuă în artă. Deci una e să iei de-a gata ce găsești în magazin. Absolut. Culoarea asta le folosești. Și alta este să încerci să le prepar, să le... Da, și să le schimbe. Da. Și am lăsat, adică am mers mai pe tehnici, am învățat până la 40 de ani. Deci mereu am acaparat ca un burete absolut orice tehnic, orice tehnologie, orice... Noutate, mă întreb. Nu neapărat, eu chiar m-am întors și în istoria artei, să știți, adică... Da, lucruri uitate, redescoperite. Exact. Și încerc să le exprim prin alte mijloace. Practic asta este context, și originalitatea. Artă, da. Acum știți cum e, în artă cam s-a spus cam tot, da? Combinații de da, recompunem, aceleași exact. Elemente repuse în formulă proprie. Da, cum a apărut, de exemplu, și cubismul. Cubismul s-a săturat de da. Acel formal și da. A spart... De curbă și a da, corect. Bun, acum... Spunem, noi discuția asta o avem ca un preambul la expoziția de pe 15 aprilie de la Galeria Lascăr Vărăt, da? Da. Avem aici la îndemână așa... Nu avem nimic. O lucrare din... Nu, asta nu avem nimic. Nu care, avem nimic. Care e surpriza? Că... Care e surpriza? Că știu că la fiecare expoziție vii cu o surpriză. Mie nu... place să mă repet. Deci nu-mi place. Asta am sesizat deci de-a lungul timpului. Chiar dacă... am zis artist experimental, pentru că chiar dacă iau, da, din expoziția trecută, chiar dacă iau un tablou două și îl aduc în noua expoziție... Pentru comparații. Nu, eventual. Nu. Eventual. E legătura, da? De aici pornesc următoarea expoziție. Deci iau două lucrări, merg pe tehnica respectivă. Am făcut expoziția, iarăși merg. De data asta m-am oprit la o tehnică foarte grea, în sensul că lucrez cu cioburi de sticlă colorată. Deci toată expoziția va fi pânză, culori de ulei și cioburi de sticlă. Bine, cu lacuri, cu... Este materialul primar, da, să zic așa. Da. Am mers pe mai multe idei. Am mers și pe nud, am mers și pe peisaj, o să vedeți în expoziție. Asta este un fel de mesaj pentru publicul obișnuit să înțeleagă arta printr-o poveste, printr-o narațiune, printr-un simbol, prin ceva. Sigur. Dar până la urmă, de desubt, stă toată cercetarea și munca asta, materialului corect. Și a tehnicii puse acolo. Da. Dacă o pui pur și simplu, fără să-i dai o formă finală, absolut. Mai greu absolut. Începe omul ce e vrut. Da, și tocmai că am avut expozițiile anterioare cu lucrări foarte mici, că nu ne permitea spațiu expozițional. Nici acum nu ne permite să punem foarte multe lucrări. Nu cred că am, cred că în total am 12 sau 13 lucrări. Majoritatea sunt de mari dimensiuni și nu se pretează să le pui una lângă alta. Pentru că este o explozie, așa cum dimensiunea aia trebuie să respire, să aibă spațiu. Genul Pollock, asta e un Pollock, da. 3D. Da. Deci am mers un pic mai departe decât Pollock. Cu picături de sticlă. Dar la mine sunt, da, exact, cu cioburi de sticlă. Iar fiind o explozie de culoare, nu se pretează să... Adică trebuie să ai o distanță. Evident. O distanță destul de mărișoară între lucrări ca să poți să... Mai ales că trebuie să le privești de la... Da. Mai din spate, adică nu stai cu ochii în tablou că nu vezi nimic. Da, și dacă da. Sunt prea apropiat de când te-ai depărtat, se amestecă lucrările. Da. Trebuie să o vezi pe fiecare. Iar piesa de rezistență este un tablou de 1,80 m pe 1,20 m, cam așa.
foarte, foarte greu, nu știu câte kilograme are, oricum are peste 20-30 de kilograme. O să le spui la verisaj cum l-ai transportat. Văd exact, să văd luni cum o să-l transport la galerie. E piesa de rezistență, este vorba despre turnul lui Ștefan cel Mare, un turn de istorie, așa se intitulează tablou, cu un colaj cu fotografiile oamenilor de bază din orașul Piatra Neamț, de la cum să zic, partea artistică, partea, deci partea culturală artistică, personalității ale orașului Piatra Neamț. Partea sportivă, partea politică, deci am integrat pe toți. Apropo de titluri, are un titlu expoziția? Am trei variante de titlu și încă nu m-am hotărât la care să... La care... Da, da... Ce-mi vine mie în minte, așa când văd întreaga expoziție, mă gândesc la pictură și sticlă. Asta e practic. Nu e un titlu pompos. Nu, nu, explicit, tehnic. Exact. Nu-mi plac... Da, puteți face... spui metamorfoză. Da, da, da. Am mai folosit. Am folosit. Eu merg pe ideea celorlalte expoziții, acele expoziții secventarium, da, din secvenții. Secvenții din, din, da, viața umană, flash-uri, da, în, puse în tehnici diferite. Și merg pe... Dar oricum, din titlu se deduce că mai ales către tehnică, da, ai orientat, da, atenția. Mă gândeam să-i pun tot secventariu în partea a treia, că am avut, trei, dar... Nu. Da, în fine, mă mai gândesc. Timp, încă... Da. Mai mult de lucru? Nu. Lucrările sunt gata. A, nu, eu în momentul... Nu, la mine este literă de lege. În momentul în care am terminat vernisajul expoziției, mă apuc de expoziția pentru anul următor. La mine asta înseamnă munca de cercetare, adică nu te culci pe urechi. Mergi mai departe. Deci, cu alte cuvinte, am vorbit despre expoziție terminată, da, nearătată. Da. Corect. Și o să o vedem luni 15 aprilie la ora 17. La ora 17 va fi vernisaj. Eu voi veni la ora 10, mă voi întâlni cu colegul și prietenul meu Sorin Otânjac să-l ajut să-și ridice lucrările, să-și le împacheteze și o să voi pune, voi urca pe simeză și atunci mai putem să vorbim despre fiecare. Deci pe la galeria Lascar Voler expoziția Lucian Gogu Craiu, titlul o să-l aflați din afiș. Din afiș. Succes! Da. Mulțumesc mult și vă aștept la expoziție!
Doamnelor, domnilor, bună seara! Mă vedeți din nou pe mine aici din același motiv. Șeful nostru e la un tratament. Dar acest lucru nu scade nicicum din valoarea expozițiilor pe care dumneavoastră sunteți invitați să le vedeți. Adineauri, o voce spunea că tablourile de pe Simeză sunt făcute nu atât pentru Piatra Neamț, cât pentru Roma, Monaco sau altă capitală importantă europeană. Și înclin să cred că așa este, atâta timp cât autorul, cel din stânga mea, prietenul nostru, Lucian Gou Craiu, a făcut o asemenea afirmație. Nu cu mult timp în urmă, 2-3 ani, încă se punea problema generației de tineri care să ne înlocuiască pe noi cei cu părul alb. S-a creat un gol între o anume generație și cea din care face parte Lucian. Se pare că el este printre puține, din păcate, din artiști care lucrează, care sunt preocupați, care au idei și care vin în fața noastră întotdeauna cu noutăți. Și tot el este, în opinia mea, singurul artist din Piatra Neamț care are o dublă susținere, atât a familiei, cât și o susținere politică, ceea ce nu-i de colo. Dar mai mult și mai interesant despre Lucian și despre lucrările sale o să ne vorbească prietenul și scriitorul Emil Nicolae, cel care în săptămâna trecută l-a descusut, așa cum face de obicei în fața microfonului, pe cel care astăzi este sărbătoritul nostru. Permiteți-mi să-i dau microfonul lui Emil.
Bună ziua, vă spun și eu că Lucian e conectat la Europa. E un lucru ușor de înțeles imediat. Până la urmă, că e printre puținii sau e singurul din apropierea noastră care își permite să riște și să înnoiască mereu limbajul artistic, e firesc, e un gest european până la urmă. E conectat la avangardă, o să spun mai încolo de ce și cum văd eu lucrul ăsta, dar întâi vreau să remarc faptul că iată avangarda care a venit în artă cu manifeste care negau tradiția, a început să aibă tradiții. Și acum avem generații tinere de artiști care duc mai departe niște idei, niște gânduri și mai ales un limbaj artistic mereu și mereu proaspăt. Că se întâmplă lucrul ăsta în Moldova e cu atât mai important. Acum, sigur că sunt mulți avangardiști plecați din Moldova, cei din avangarda istorică, dar nu s-au afirmat în spațiul ăsta. Au trebuit să plece. E bine că până la urmă, iată, e loc și este interes să crească neo-avangardiști aici, lângă noi. Chiar dacă tablourile astea, poate și au altele, ale lui Lucian vor ajunge și pe alte meridiane. De ce vă spuneam că o să revin la povestea avangardei? Pentru că i-am vizitat atelierul. Cred că ați văzut o înregistrare, o parte din înregistrare. Și atelierul lui a arătat destul de puțin ca atelierul unui pictor în sensul propriu și comun al termenului. Avea și paneluri, avea și pânze, dar în cea mai mare parte erau fel de fel de obiecte, mai degrabă aparținând altor domenii decât picturii. Unelte și lângă unelte pietre, flacoane de sticlă, ațe, palete, ați văzut. Ei, mi-am adus aminte că într-o carte de memorie un critic ungur, dar locuind în Franța și prieten și familiarizat cu avangardiștii, descria atelierul lui Victor Brauner în comparație cu cel al lui Yves Tanguy, de pildă. Al lui Yves Tanguy era ordonat, era cu pânze, era cu peneluri, puse la locul lor cu șevalet. Atelierul lui Brauner era ca o magazie. Și când am ajuns la Lucian în atelier, m-am adus aminte de felul în care descria acel atelier al lui Victor Brauner de la Paris criticul respectiv. Fel de fel de obiecte la care nu spuneau nimic despre artă în primul moment și te gândeai imediat ce face cu ele, de ce le adună, de ce nu le aruncă. Ei, obiectele alea din atelierul lui Lucian, de fapt, sunt fragmente, elemente dintr-o mitologie personală, cum spunea tot Victor Brauner. Adică, noi vedem aici niște lucrări finite, frumoase, interesante. Este un al treilea nivel din întregul
pe care îl cuprinde o lucrare de Lucian Gogo Craiu. Adică avem un nivel la care sunt materialele cu care lucrează și acolo intră și obiectele din atelier, o să vă spun cum, în afară de ulei, de pensule, de pânză, de chevalier, celelalte obiecte, lucruri, există un nivel acesta pe care îl vedem noi și există un nivel nevăzut, al treilea, în care se adună senzațiile, impresiile, gândurile și mai ales poveștile. Poveștile acestor lucrări, nu vreau să le spun tablouri, sunt obiecte artistice până la urmă, care la un loc, aceste povești, leagă, constituie o mitologie personală. Nu se vede, dar artistul poate să confirme și poate o să vă spună că în aceste lucrări sunt ascunse fel de fel de substanțe. Apă de la Carlo Vivari, nisip din Africa, sticlă de nu știu unde, din toate părțile, fotografii, iată în această tehnică mixtă cu turnul, oamenii de seamă, o parte din oamenii de seamă ai orașului. O amprentă personală, nu se vede, dar el spune că e acolo în lucrarea aceea. Multe detalii din astea, nevăzute, dar care au povestea lor și lucrul ăsta e o continuitate, o continuare a avangardei, pentru că avangardiștii, uite, m-am adus aminte, e un șarpe undeva acolo, m-am adus aminte tot, stau la Piatra Neștie să vorbesc despre Victor Brown, dar n-am încotro și cred că îi place lui Lucian. M-am adus aminte de o întâmplare, Victor Brown, șarpele era un element frecvent în pictura lui Victor Browner și la un moment dat l-a sunat un prieten, un poet care a spus că are la rândul lui un prieten care are o nevastă cu probleme, are niște angoase, visează șerpi și fel de fel de lucruri și cineva i-a spus că dacă ar veni la expoziția lui Victor Browner cu șerpi, s-ar putea vindeca și chiar așa s-a întâmplat, a dus-o la expoziție și a trecut angoasa cu șerpii. Bun, aici la Lucian nu știu cine și cum se va trata, dar probabil în această mitologie a lui Lucian există leacuri pentru noi toți. Dar, serios vorbind, performanța lui Lucian stă în, și eu spun de mult asta la expoziție, la vernisaje, performanța lui Lucian constă în permanenta căutare, cercetare și voință de a înnoi limbajul artistic. Contează imaginea. Ne-am obișnuit cu niște lucruri, cu niște simboluri. Astea dau și frumusețe și sens tablourilor, lucrărilor, dar până la urmă, vorbind strict tehnic, contează limbajul, surpriza din limbaj vine, pentru că acum să vedem șerpi la 100 de pictori și mere la alți 100 și nuduri la alte 200, o să ne aflăm într-o confuzie. Problema este cum exprimăm, cum transcriem, cum prezentăm aceste imagini arhi-cunoscute. Ori aici intervine limbajul și originalitatea vine din limbaj și asta îi se întâmplă lui Lucian, cred eu. Așa că, sigur, domină sticla, ați înțeles lucrul ăsta, și pe afiș se vede, sticlă spartă, dar ăsta este un amănunt important, dar nu neapărat semnificativ. Important, cum am spus, în lăuntrul
maniere a limbajului în care se exprimă de data asta Lucian. S-ar putea data viitoare să vină cu altceva. De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce a descoperit el sticla? Lasă să spună. Îl întreb de pe acum. De ce Victor Brauner la un moment dat a reinventat pictura în ceară, în caustica aceea veche egipteană și pe care o vedem într-o variantă și aici la Durău? Și a făcut o toniță. De ce Victor Brauner a revenit la ceară? De ce a făcut obiecte artistice cu pietre, cu hârtii, cu sârmă, cu cârpe, cu sfori, cu tablă? Pentru că era la Marsilia, lângă Marsilia, în Pirineii Orientale, în timp de război, izolat, fără materialele clasice ale picturii, trebuia să se exprime într-un fel, era bântuit de fantasme și de dorință de artă și în felul ăsta a reușit, iată, tot printr-o cercetare până la urmă, să înnoiască limbajul picturii. Au rămas câteva lucruri din materiale diverse, dar important e că a relansat pictura în ceară sau cu lumânarea la început, după aceea a perfecționat-o. Lucian vine cu sticla. De ce? Ce i s-a întâmplat? Că tocmai sticla a ales-o, îl las să spună, îl las pe el să spună. Lucian, felicitări și aștept o expoziție cu alte materiale istorice. Mult. Bună seara, încă o dată. De ce sticlă? Foarte simplu. Sticla, în primul rând, este formată din nisip, materia primă, din particule și, ca idee, am încercat să dezvolt acele clasice lucrări făcute din sticlă, cum ar fi vitraliu, vitraliu colorat, vazele din sticlă, care au forme convenționale. Eu am vrut să sparg aceste forme convenționale. Nu pictură pe sticlă, nu, ci pictură cu sticlă. Pictură cu sticlă, efectiv. Sau lucrări artistice. Într-adevăr, mi-a trebuit partea de culoare, cromatica, adică am și unele lucrări în care sticla îi predomină simplă, fără să fie colorată, dar majoritatea sunt cu sticlă colorată. Ce să vă spun? Da, într-adevăr, folosesc și alt fel de materiale, nu din lipsă, așa cum a făcut Victor Brauner, categoric în artă trebuie să vii mereu cu ceva nou, să vii să mergi cu partea de creație. Și chiar dacă nu ai absolut niciun element clasic la îndemână, trebuie să găsești. Așa au apărut și land art-ul și black art-ul și nu din lipsa de materiale. Glumesc, bineînțeles. Să vă spun câte ceva despre lucrări. În primul rând, nu am foarte multe în această expoziție, sunt câteva special aranjate, le-am aranjat chiar împreună cu maestru Emil Nicolae ca să aibă o legătură oarecum între ele și să aibă un spațiu, în primul rând spațiu, pentru că un tablou de astfel de dimensiune trebuie privit de undeva de la depărtare, dacă ne ducem aproape de el, nu-l vedem în întregime și, într-adevăr, organizarea a fost un pic mai dificilă. E mai degrabă ai
50 de tablouri mici, le pui una lângă alta, decât să ai 3 mari și nu știi cum să le pui. Asta ca organizarea spațiului. Ca și idee, într-adevăr, o piesă de rezistență este turnul lui Ștefan cel Mare. Denumirea tablourului este un turn de istorie. La bază, de fapt, la baza istoriei acestui oraș a Piatra Neamțului avem... Memoria. Da. Patronatul de... Exact. De... Am o listă... Lista tuturor personajelor din tablou. Asta nu înseamnă că oameni importanți sau oameni de seama ai orașului Piatra Neamț sunt doar aceștia. Sunt mult mai mulți, dar nu mai au încăput în tablou. Îmi trebuie un tablou dublu. Am să dau o citire la oamenii de seamă care i-am integrat în acest tablou. Este vorba, în primul rând, de Calistra Hogaș, scriitor, Florina Cercel, actriță, Mihai Trăisariu, muzician, Cristian Grețcu, umorist, membru al grupului Divertis, să știe toată lumea, Victor Brauner, pictor suprarealist și poet, pentru cine nu știa, Vasile Urechea Alexandrescu, istoric, scriitor și membru fondator al Academiei Române, Gheorghe Teodorescu Chirilianu, G.T. Chirilianu, enciclopedist, bibliotecar regal, autorul bibliotecii G.T. Chirilianu, da? Constantin Mătase, prozator, folclorist, arheolog și lingvist, Iulian Antonescu, profesor universitar, istoric, Vicenzo Puschiasis, sculptor, Vasile Baghiu, scriitor, Aurel Dumitrașcu, poet, Mihaela Ianăchescu, arhitect, Vladimir Tescanu, scriitor, Adriana lui Gheorghe, scriitor, Emil Nicolae, poet, Radu Florescu, poet, Nicolae Sava, poet, Grigore Caraza, scriitor, Laura Vasiliu, actriță, Adolf Chevalier, artist fotograf, Lascăr Vorel, pictor, Iulia Hălăucescu, pictor, Tereza Gogu, artist plastic, Lucian Gogu Craiu, artist plastic, Dumitru Bezen, pictor, Virginia Rogin, actriță, Daniel Tătaru, matematician, Richard Hete, sculptor, Avram Leib, Zisu, scriitor, om de afaceri, Teodora Sava, cântăreață, este cea mai tânără, după cum o știți. Asta pe partea de cultură. Pe partea de sport, Constantin Lăcătușu, geolog alpinist, Adrian Iengsi, fotbalist, Lucian Burdujan, fotbalist, Bogdan Țăruș, sportiv, Luminița Dinu, Huțupan, sportivă, Paula Pavel, sportivă, Dragoș Câmpanu, sportiv, și urmează o serie mai mică din medicină. Anton Vorel, farmacist, consul austriac la Piatra Neamț. Iuliu Nițulescu, medic entomopatolog, profesor universitar, membru titular al Academiei Române. Alfred Șapse, medic oftalmolog, profesor universitar, membru de onoare al Academiei Române de Științe Medicale. Leon Sculi, locotenent, medic chirurg, deputat, profesor la Facultatea de Medicină din Iași, unul din intermediatorii școlii de chirurgie Eșene. În media o avem pe Mihaela Rădulescu, prezentatoare TV, Adelina Elisei, prezentatoare TV. Mai avem pe Emil Costinescu, ministru de finanțe, Nicu Albu, primar, prefect, deputat și senator, Constantin Borș, profesor universitar om de știință, Ioan Constantinescu, primar al Bucureștiului între 1923 și 1928, Carol Zani, antreprenor în construcții, Eugen Herovan, jurist, prozator și om politic român, care a îndeplinit funcția de primar al municipiului Iași. Iată că sunt câțiva membrii de seama ai acestui urbe și am încercat să-i introduc în acest monument de istorie, turnul care e simbolul orașului, de altfel. Avem sus, pentru că Ștefan cel Mare a dus o mulțime de bătălii și în istorie a dus, cum să spun, a fost foarte, foarte greu și foarte dificil ca să reziste în această parte, în această zonă a țării, în Moldova. Practic, observați că și turnul are o anumită înclinație datorită războaielor, datorită, în primul rând,
și războiului cultural și religios, nu? Au fost războaie cu otomanii, cu... Observați și crucea este un pic îndoită. Iată că la un moment dat apare acest vultur, care este vulturul de pe stema regalității, de pe drapelul regalității, vultur care în elanul lui prinde, nu lasă să se dărâme de acest turn, prinde crucea și o îndreaptă, observați în poziția lui, o prinde în cioc și o îndreaptă. Deci este un simbol al, cum să spun, al stabilității, al ca și cum am făcut absolut orice se poate ca să rămână în integral pământul ăsta, să nu fie dat altor popoare migratoare. Ora 6 fără un sfert era ora la care am desenat limbile. Era exact 6 fără un sfert, deci nu are niciun fel de simbol anume. Din punctul meu de vedere, pentru că am enumerat acești mari oameni de seamă, o am și pe bunica mea, maestra Tereza Gogu, care pentru mine este și rămâne un simbol. Datorită ei am îmbrățișat această artă, în atelierul dumnei am crescut și am copilărit. Și de aceea este mai deschisă la culoare pentru a fi observată mai bine. Iar pe autoportret, autoportretul 3D, reprezentând masca, am și un portret undeva, dacă ne uităm așa printr-o gaură cu atenție, am și portretul meu în interior. Am o lacrimă în care este soția mea, Crina, muza mea de altfel. Asta am vrut să simbolizez prin acea lacrimă, adică să nu înțelegem altceva. Da. Este un tablou care țin foarte, foarte mult și mi-aș fi dorit foarte mult să rămână în patrimoniul orașului. Acum vom vedea despre ce este vorba. Mai am un tablou la care țin foarte mult. Este un tablou care într-o colecție particulară. Îl avem acolo. Unde am vrut să exprim în felul următor. Toată lumea pune ramă la tablouri, da? Adică ce face? Limitează spațiu. Ei, în acel tablou eu n-am mai vrut să fie o limită. Am vrut limita să fie în interior. Să fie un tablou fără limite. Practic, e un fel de univers. Totul gravitează în jurul acelei rame. Și aici am la fel, adică am încercat să ies, da, tot o eliberare, o încercare de a trece de limite. Un tablou foarte, foarte important pentru mine este acest tablou, unde, bine a spus maestrul Emil Nicolae, e un tablou care are o dublă valoare, pentru că în afară de semnătura care o am, mai am o semnătură prin amprentă, pentru că tot suntem în secolul 21, acum totul este tactil cu amprente, am și amprenta mea sub această sticlă chiar în mijloc. Și de asta i-am dat și denumirea tabloului, n-am scris nicăieri denumirile, dar i-am dat denumire ca și cum mi-am pus amprenta în univers. Crezi că Geo Bauza, după ce a fost arestat, procesul la pornografie a publicat un an de sex cu amprenta de... În rest, am diverse tehnici. Într-adevăr, nu am spus în reportajul care o să-l vedeți despre tehnicile folosite. Într-adevăr, mai ales la acuarelă, folosesc apă termală, apă din, de exemplu, de la Arhanghelul Mihail, este o biserică pe insula Tasos, de undeva din subteran aduc măicuțele, o singură măicuță aduce apă dintr-un izvor, un izvor foarte, foarte vechi, nu are acces nimeni decât măicuța respectivă, folosesc apă pentru pictură. Am încercat să fac un pic de alchimie din
Nu m-am limitat la simpla culoare pusă pe pânză și să pictez. Da, am făcut asta în liceu, în facultate, am învățat și după. Dar totuși consider că în artă trebuie să experimentezi, să mergi mai departe, să treci peste, cum să zic, peste elementele clasice. Și pe oriunde am fost, în orice țară sau în orice zonă, am scobit, ba dintr-o cetate, ba dintr-un pământ, și mi-am luat monstre care le folosesc prin amestec cu culorile, le dau un alt sens. Cam asta am vrut să vă spun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, sper că nu v-am plictisit. La următoarea expoziție aseară, la ora 12, îmi făceam proiectul pentru următoarea expoziție, să știți, pentru că un artist, într-adevăr, nu doarme niciodată. Vă mulțumesc mult! Vă invit să luăm loc la o masă. Așa, mai un pic. Pita, ai închis? Ai închis. Înainte de protocol, v-aș ruga foarte, foarte, foarte mult, pentru că data trecută am început o serie de cadouri. Iată că la fiecare expoziție de acum încolo vă voi face câte un cadou pentru fiecare dintre invitați. Vă mulțumesc mult!